Un adolescent de 17 ani din Târgu Jiu a ajuns aseară la poliție, iar după audiere a fost anunțat că i s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Tânărul de etnie romă a fost văzut pe 20 noiembrie în timp ce căra un bagaj voluminos din curtea unei femei de 66 de ani din municipiu. Proprietara casei a sunat la 112 după ce a observat că i-a dispărut televizorul și a fost furată suma de 450 de lei de pe masă. Deși a fost văzut de vecini, minorul nu recunoaște fapta, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a comis furtul.